Dacă în alte părți fermierii supărați că nu și-au primit subvențiile ce trebuiau plătite încă în luna februarie, au decis să facă greva foamei, la noi lucrurile nu sunt chiar atât de grave. Totuși aici 200 de agricultori din județ așteaptă încă banii pentru lucrările efectuate. De ce sunt aceste întârzieri? Din cauza că sistemul informatic nu a fost finalizat. La nivelul centrului județean Apia Maramureș, Legat de plățile uh, pentru campania 2015, s-au efectuat în proporție de 98%, respectiv din 37.300 de, 37 de fermieri, au primit plată cel puțin uh, pentru o formă de sprijin, um, mai, uh, un număr de 37.000. 100, rămânând o diferență de 200 de fermieri care nu au fost autorizați la plată, fiind blocați pe diferite scheme de plată. Aceștia vor putea fi autorizați până la sfârșitul săptămânii viitoare, când în sistemul informatic vor fi implementate unele funcționalități, spune Brânzei. Totuși, 20% dintre cei care se află pe această listă ar putea să nu primească subvențiile agricole, deoarece în cazul acestora s-au primit sesizări, iar instituții precum Parchetul de ICOT sau DNA fac cercetări pentru posibile nereguri sau fraude. Printre acești 200, se mai găsesc și fermieri care sunt, se află în cercetare la diferite organe abilitate ale statului, datorită unor sesizări sau unor neconformități pe care le au aceste dosare. Iar la finalizarea cercetărilor și dacă se constată că nu au fost încălcate, nu au fost încălcată legislația, vor fi autorizate la plată și acestea. Ioan Brânzei mai menționează că mai sunt în curs de autorizare pe diferite tipuri de scheme de sprijin încă 7.000 de fermieri maramureșeni.